În ultimele două decenii, prin influența culturii occidentale postmoderne, în țara noastră a pătruns o nouă pseudo-sărbătoare cunoscută sub denumirea de Halloween, marcată anual în data de 31 octombrie. Care este originea acesteia, ce impact negativ poate avea asupra copiilor și care este perspectiva ortodoxă, aflăm de la părintele profesor Radu Petre Mureșan, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Halloween-ul, ca sărbătoare cu origini păgâne, legată de vechi ritualuri celtice, riscă să aducă în viața cotidiană simboluri și practici incompatibile cu valorile credinței. Acestea contrastează perspectiva creștină, care îndeamnă la o viață luminată de învățătura Evangheliei, unde temele centrale sunt iubirea, speranța și credința în viața veșnică. Această sărbătoare este un import subcultural de factură îndoielnică. Din punct de vedere istoric, sărbătoarea celtică, Samhain, a fost cea care a pus început acestei practici de Halloween, pentru că celții sărbătoreau atunci începutul anului nou. Ei aveau doar două anotimpuri, vară și iarnă, și intrând în anul nou friguros, aveau anumite practici, făceau focuri circulare de unde druizii împărțeau acele bețe găteje cu care duceau foc în fiecare casă, făceau și niște jertfe animale pentru zei respectiv, cenușa era păstrată ca omuletă și se considera că la trecerea dintre ajunul și anul nou, atunci cerurile sunt deschise și există posibilitatea ca spiritele celor adormiți să intre și să-i tulbure pe cei vii. Și atunci aveau aceste practici de a se îmbrăca în piei de animale, de a-și pune niște măști confecționate din capetele jupuite ale animalelor, să sperie aceste spirite sau alte închipuiri de acestea din cultura celtică. Cei mai vulnerabili la ideile promovate de Halloween sunt tinerii și copiii care își pot crea o idee greșită despre viața veșnică prin expunere la imagini și concepte legate de rău, frică și tărâmuri întunecate. În acest context, Biserica încurajează educarea copiilor în spiritul valorilor creștine, în iubire și speranță, sărbătorile și tradițiile bisericești, punând accent pe sfințenie, lumină și pace sufletească. Din zona occidentală a venit această sărbătoare de import, ea are o componentă comercială foarte puternică și hedonistă. Copilașii fiind transformați în spiriduși, în elfi, în tot felul de animale de acestea fantastice, e o traumă psihică destul de importantă pentru noi și pentru ei, când îi vedem cum se manifestă. Sunt obișnuiți cu grotescul, cu râtul, cu moartea și de multe ori vin chiar la biserică spunând că se trezesc din somn, se sperie și așa mai departe. Deci nu aduce niciun beneficiu din punct de vedere al formărilor emoționale, mai ales psihologice și chiar și intelectuale. Biserica îndeamnă pe preoți și pe părinți și pe tineri să organizeze lucruri luminoase, lucruri care aduc pacea și bucuria. Și noi avem această pomenire a celor adormiți care se face în lumină și cu pace și se organizează în anumite parohii degustări de prăjituri și așa mai departe. Chiar invită pe copii să participe la realizarea acestor bucate tradiționale în marea lor majoritate. Deci să găsesc soluții care profesorii de religie, preoții, departamentele de tineret să le promoveze, care aduc îmbogățire duhovnicească. Sunt și sărbători legate de portul popular, tradiții legate de ia românească, care îi ajută pe copii să valorizeze frumosul și autenticul și adevăratul, nu grotescul și lucrurile violente. Și trebuie profesorii de religie să explice că noi avem o pomenire a celor adormiți, dar nu speriindu-i, nu îmbrăcându-ne în tot felul de costumații de acestea urâte, ci o pomenire care s-a face prin aprinderea unei candele, pomenirea celor adormiți, a împărțit de pomană, cu bucurie numele celor adormiți, pentru că din punct de vedere ortodox, moartea e o trecere din această lume în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția luminii. Și cu toate că e dureroasă această despărțire vremelnică,
pomenirea lor se face în lumină și în bucurie și în pace, nu sperind, nu creând situații care duc la traume de acestea psihice. Și pot să vă mărturisesc că și la școala unde sunt copiii mei se organizează această sărbătoare de Halloween în anumite clase, însă sunt și învățători și profesori care organizează în această perioadă a vacanței semestriale excursii la mănăstiri, la cheile Dâmbovicioarei sau în altă parte, căutând copiii să-i antreneze la lucruri care îi îmbogățesc și le șlefuiesc personalitatea. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis în urmă cu mai mulți ani un comunicat în care se precizează că Patriarhia Română împărtășește îngrijorarea numeroși părinți, elevi și profesori din întreaga țară față de organizarea în tot mai multe instituții publice de învățământ din România, de la grădinițe până la liceu, a unor sărbări de Halloween, o tradiție care își are originea în adorarea păgână a spiritelor și a unui zeu celtic al morții, străină de cultura, credința și spiritualitatea românească.